Primăria Comunei Dărmănești, în colaborare cu unitățile de învățământ din localitate, a organizat un amplu program dedicat portului și tradiției populare. Directorul Școlii Gimnaziale Măriței, Gheorghe Hreniuc, a precizat că acest eveniment a devenit o tradiție. Suntem la a treia ediție a acestui eveniment, în cadrul concursului meu, unde se promovează ediția a treia. Vă rog frumos să puneți la sujetate cuvintele și tot mesajul pe care o să le auziți astăzi și să fiți, dacă se poate, atenți și să aveți răbdare până vom termina tot programul. Alături de elevi și cadre didactice s-a aflat și viceprimarul Comunei Dărmănești, Costel Holovenciuc. Sărbătorim 105 ani de la ședința solemnă a Congresului General al Bucovinei, întrunit la Cerlăuți, sub președinția lui Iancu Flondor, în cadrul căreia s-a adoptat prin vot unanim unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu regatul României. Intrarea pe scena istoriei a acestui spațiu a început încă din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, perioadă în care aici s-a format statul medieval Moldova, în urma descălecatului voievodului Bogdan, dar și regiunea unde s-a desfășurat o viață spirituală activă, concentrată mai ales în jurul unor mănăstiri celebre, Pudla, Moldovița, Sucevița, Voroleț și altele. În prezent, provincia istorică Bucovina este divizată în două părți, sudul acesteia fiind înglobat în județul Suceava, având 8.555 km pătrați din România, Lordul fiind integrat începând cu 1991 în regiunea Cerlăuți, formând din 8.100 km pătrați din Ucraina. Suntem mândri să fim bucoveni. La mulți ani, Bucovina! Elevii prezenți la spectacol au prezentat costumele tradiționale purtate, au recitat poezii și au cântat melodii dedicate Zilei Bucovinei și Zilei Naționale a României. Tara dintre munți și văi, unde cântă vara, fete și flăcăi, toamna e frumoasă, fructe aurii, bucurie în suflet și printre copii. Și când vine iarna peste țara mea, își așterne haina fulgilor de nea. Este România și o iubesc nespus, că aici e mama, soarele e sus. Eu de mic am învățat de la mama, am aflat câte lumea de frumoasă, nicăieri nu-i ca acasă. Casa este locul meu, casa e și locul tău, casa e pe toată glia, este România. Mama înțese e alba, la 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 la, și la gât îmi pune salbă, la 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 la, și la gât îmi pune salbă, la 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 la. Dar Iaca, că eu nu mă las mai prea jos. De când am auzit că o să faci aici concurs, m-am grăbit repede să mă duc să mă gătesc. Am umblat prin lada de zestru a mamii mele și am găsit minunății de costum, dragă doamne. Azi pe mine am o iei de borangic, brodată cu flori roșii. Jos am o catrință cusută cu șir roșu, m-am încins în brâu cu un brâu cusut la războiul de țăsut. În chicioare, ca să nu îngheț, mi-am luat o chincuță și cu ciorochei, ca să nu fie fric. Și iar pe spate mi-am pus șaluți cu flori. Mi-am împitit aspărul tot foarte frumos, ca să arătăm la toată lumea că suntem copiii mândri.